Salut! Salut! Sunteți pe canalul Meli Caramieli! Astăzi noi o să facem cu Melisa și cu Jasmina o provocare care se numește Nu strica oul! Da. Să vedem dacă ne reușește, da? Avem aici vasul cu apșoară, ouăle sunt la Marius și aici avem indicatorul. De la acest indicator să arunce Melisa, la așa distanță, aproximativ 1 metru, iar Jasmina de la acest indicator, aproximativ 2 metri. Melisa, ești pregătită? Da! Da, Mele? Hai, ți dau ție primul ou. Aruncă ouă acolo, în apă. Aruncă în apă. A, nu este! Ține ou, următorul ou, Mele, aruncă! Apă! Prea departe! În apă, hai! Bravo, e bine! Primul ou întreg este! Așa, încă două ușoare pentru Melisa! Aruncă! Așa, uitați-vă cum se joacă această joacă! Așa se joacă această joacă, nu strica ouă! Așa, și a cincea ou! Așa, bravo! Melisa e câștigătoarea! 3 ou n-a stricat! Așa, acum e rândul Jasmine. Pregătită, Jasmina? Bravo! Primul ou! A doilea ou e jos! Așa, Marius îți dă 3 ou ușor. Haide, concentrează-te! Jos a căzut! Jos a căzut! A cincea ou trebuie să arunci puțin mai încet, bine? Hai stărăte că prima a fost cu succes. Hai, te concentrezi, nu te grăbi. Jos! Cincea ou! Și doar un ou întreg a rămas. Și acesta a crăpat. A crăpat acesta. Deci e crăpat puțin. Și câștigătoarea în această joacă este Melisa! Bravo, mami! Ai jucat foarte strategic. V-a plăcut provocarea? Da! Da? Scrieți în comentarii, dragi prieteni, dacă v-a plăcut provocarea și dacă v-a plăcut cum a jucat Melisa. Nu a jucat după reguli, dar a fost foarte haios. Pentru vârstă e foarte ok. Ea nu prea înțelege și e milă de ușoare, da? Abonați-vă la canalul Meli Caramieli. Pe curând, pa, pa!